Marius, felicitări, vă căspriesc meciurile aici la Craiova. Numai victorii în ultimele două meciuri am primit. Până acum am plecat cu capul plecat și cu gata între picioare. Am luat bătaie de fiecare dacă n-am venit aici. Ultimele două meciuri, într-adevăr, au fost meciuri frumoase. Chiar dacă unul s-a jucat pe timp de pandemie fără suporteri, acum a fost o atmosferă frumoasă. Îmi felicit băieții, este numai meritul lor. Numai și numai meritul lor. Greu cu căldura, greu. Este incredibil, credeți-mă, și acum tremur. Mi este greu să vorbesc, cred că pentru mine mai bine, cred că am să luat vreo 2-3 kg, dar pentru jucători la nivelul ăsta este incredibil. Dar nu cred că putem să comandăm în această perioadă o vreo vreme să ne șipriască. Unde ați făcut diferența astăzi? Că... Am vrut să nu iau gol prima repriză pentru că știam că e greu să ții ritmul de la 3 la 3 zile. Chiar dacă au avut și mici modificări, nu au fost, eu știu, 7-8 jucători ca să fie o echipă proaspătă. Am luat gol în inferioritate numerică, când jucătorul meu era afară, o greșeală. Până atunci am stat, ne-am închis foarte bine, asta a fost și ideea în care să ducem meciul în a doua repriză, când prospețimea, bineînțeles că și-a spus cuvântul, mai ales pe această căldură incredibilă, 40 de grade, ceva incredibil. De unde e forța asta? Botoșanu joacă fotbal frumos. Știu că asta îți dorești, asta ne-ai învățat în ultimii ani, dar totuși schimbați linie ca la hockey și totuși jucați același fotbal frumos, ofensiv, chiar dacă uneori îți iese sau nu. Ne dă Dumnezeu putere și înțelepciune să facem alegerile cele mai potrivite, în momentele potrivite. Și a spus-o și domnul Istime, nu trebuie să mai repet. Eu nu pleacă nimeni de aici fără să avem ceva în loc. Chiar dacă s-a întâmplat puțin în această vară să fim puțin dezechilibrați, pentru că nu ne așteptam să plece un număr de 14 fotbaliști numai în această vară, că de la primul meci până la primul din acest an, primul de anul trecut și primul an, au fost undeva în jur de 18 fotbaliști care au plecat, au fost vânduți, alții la sfârșit de contract. Am învățat și noi din aceste lucruri în care este greu să faci un jucător contract pe 2 ani de zile, un an de zile te chinui cu el, după care următorul an deja se joacă el puțin, mai ales dacă și cum am avut noi evoluții foarte bune în ultima perioadă, rezultate bune le fac ei și automat să aibă și oferte următorul an. Și este greu de ținut pentru că joacă noi ca echipă, ca și club avem nevoie de ei, după jumătate de an deja pot semna cu orice altă echipă. Marius, unde îi găsești? Te întreb, am văzut azi doi jucători interesanți, mie mi-a plăcut foarte mult numărul 18, Juma la mijloc acolo, n-a trecut nimeni de el și a și plecat cu mingea la picior, la talia lui, mă gândeam că o să se taie repede. Juma are un an și jumătate de când nu a jucat un meci oficial. Stai atent, după aia a intrat și Sila foarte bine, unde îi găsești? Pe Malcolm l-am adus în jumătatea de anul trecut, am preferat să-l țin, să-l am sub semnătură, să-l plătesc degeaba, pentru că el nu putea activa, că încă nu era liber de contract. Liber, era liber, dar au fost ceva probleme cu actele și am clubul nostru, împreună cu domnul Iftime și cu mine, am hotărât să-l plătim jumătate de an fără să joace un minut, numai pentru a pregăti ceea ce a venit acum, în vară. Vreau să te... Nu ți-a fost teamă cu Florescu și cu Kindri și să-i forțeze așa? Au alergat tot meciul, au jucat extraordinar. Adică... Dacă au făcut-o la Națională, o pot face da, și la echipa. Da, au făcut-o la Tokyo, nu la Paris. Dacă au făcut-o tocmai la Tokyo, la Craiova, n-are cum să nu facă. Nu am aveam. Haideți să vă spun ceva. Am pierdut săptămâna aceasta trei jucători pe aceeași poziție. Am pierdut Târcoveanu, accidentat. Iar ieri, în ultimul antrenament, mi-a căzut Petar, Petroschi și cu KJ. De-aia nu i-a văzut astăzi în teren. De asta am și schimbat puțin sistemul, pentru că mi-au lisit trei jucători pe aceeași poziție. Crezi că dacă mai continuă așa, mai poți să-l ții pe Hervin, pe Ongenda? Parcă a început să joace fotbalul ăla pe care... Nu, trebuie să-l țină patronatul, pentru că ei fac contracte, eu doar le spun anumite lucruri, încrederea este deplină și total în mine. Mai departe, sumele de bani sau cât vor să ofere contract, nu mai este treaba mea. Își dau seama pe urmă dacă am avut dreptate sau dacă au greșit ei că nu le oferi contract mai mult. La cum ați început, play-off-ul pare așa, un obiectiv ușor pentru voi de atins. Nu. Suntem bine ancorați în realitate. V-am spus, am plecat în cantonament cu 17 jucători, 18 jucători, practic n-am avut nici meciurile amicale de pregătire să pot alcătui două formații. Am jucat cu 4 sau 5 jucători, 3 meciuri, 90 de minute, chiar din primul meci. Tot ce am adus în ultima perioadă a cantonamentului, în ultimele 2-3 zile, unii chiar când am ajuns la Botoșani.
Și ne este greu, ne este greu. Nu suntem la nivelul la care mi-aș dori să fiu, dar este important pe acest început greu de campionat, cu aceste temperaturi și cu aceste jocuri, să adunăm puncte, ceea ce deocamdată suntem în grafic. Gândindu-ne la țintar când a fost și am văzut primul meci acasă FCSB-ul voluntari în Craiova, era clar că ne doream din tot sufletul cel puțin 4 sau 5 puncte să acumulăm, pentru că este un campionat lung și orice punct contează. Atunci de noastră, anul trecut, ne-am calificat la diferență de un punct și în astfel de momente pot face diferența chiar și golul la meciuri directe și atunci trebuie să fim foarte atenți, să adunăm cât putem, cât mai multe puncte, pentru că din iarnă sigur va fi alt campionat. Okay. Mulțumesc, Marius. Și eu vă mulțumesc.